No, servus lume. Am revenit cu un unboxing. O cutie cât China de mare. Știți voi cât e China de mare? Așa de mare e și cutia asta. Pus cu fragil, cu tot felul de... De-abia l-am desfăcut cu băiatul de la fancurier. După cum vedeți, capătul la jocuri, cred că v-ați dat seama ce consolă e. E consola mai puțin interesantă, mai mult jocurile. Mortal Kombat X. Nu știu dacă ar trebui să aibă, da, astea nu mai au manuale în interior. Să fie destul de greu de scos consola afară. Un Battlefield. Ne, așa și așa. Un GTA frumos, elegant. Deocamdată stătie în engleză. Asta au avut zile mai bune, manualul ăsta. Ghetul el. Stați că mai este, mai este. Oi, oi. Battlefront. Cred că de data asta o să rămân cu mai multe jocuri față de la celălalt Xbox. Far Cry Primal. Am început pe PS5, dar cred că nu mai am salvările. Ark. Curios și eu asta așa un pic. Nu mult. Nu, stați așa că mai sunt jocuri, mai sunt, da. Nu stă cutia în picioare, că aș fi făcut unboxing-ul în picioare cu cutia. Mi-au spus că unul din jocuri noi, numai carcasa, dar numai bine că a venit unul cu carcasa lovită și le-ai schimba. Vedem noi cum scoatem consola dinăuntru. Watch Dogs 2. Deocamdată e bine că sunt în engleză. Origins. Și asta îl mai am, încă sigilat. Am luat din Altex la reducere. Minecraft. Asta o să plece. Spre țări calde, dacă la vrea cineva. Sunt ceva joculețe faine. Mad Max. Nu cred că l-am. Numai digital. Quantum Break. De data asta cum trebuie. În engleză. În germană. For Honor. Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Sper că jocurile sunt ok. Dar în general n-ar cam trebui să fie probleme cu, no, cu jocurile astea. Cu alea de Xbox 360, de PlayStation 2, PS3, alea sunt mai problematice. Un Overwatch. Neinteresant. Fortnite. Ăsta e gol, din câte am înțeles. Un wrestling. Mă dau la trântă. Și ultimul joc. Păi ăsta v-am spus că carcasa nu e ok. Nu știu dacă acum la transport. Deși nu prea cred. Și cu rosocânii. Na bun. Astea au fost jocurile. Ia să văd cum scot consola. Că așa bine le-au pus aici. Ia
fost chiar așa greu. E bună cutia de trimis și alte colete. Ai, și nu mi-am pregătit un cuter. Na bun, avem și cuterul. Cred că am pus în sus trepiedul, dar ok. Să vedem. Una bucată alimentare, cablu HDMI. Și un cablu USB. Mățăraie. No. Cealaltă alimentare, de fapt cealaltă alimentare, cablu și un controller. O spus că e nou, nu știu ce înseamnă nou pentru unii, că uitați, e dubdit acolo. Probabil a fost nou când l-au cumpărat, am uns 2-3 luni de zile. Dar, na. Arată ok pe culoarea asta. Nu e ca și celălalt, nu știu pe unde mi-e. Se simte altcumva. Așa. Și ia să vedem și minunea. Deci, efectiv, chiar foarte bine a fost împachetat colectul ăsta, n-am ce să zic. Poate jocurile, dar am alea sunt carcase. Deci am spus că dau note la împachetat. Asta are nota 10 cu de-aia cu steluță. Ce sărăcie e aici? Da. Da, de tărba cutter-ul prin el. Cam jegolino. Bă, l-ai putea scoate. Vedem. Uite, bani. Nu l-am putut desface la mașină, am zis că nu sunt foarte mult pe băiatul de la fan. Am dat-o. Perfect. No. Greu de manevrat și greu. Bine, și consola asta, mă. Le știți. Aici nu știu, dubdita, păi nu, poate așa a fost. Cineva l-a lucrat în interior, cred că. Facem proba și vedem dacă mi-are sau nu. Na bun, aș fi vrut să vă arăt mai multe la testul de consolă, dar au pornit fără probleme, citeaște acum un joc de pe disc, dar durează foarte mult până se instalează, așa că nu se mai pierd vremea cu pe video ăsta. Cam ăsta a fost unboxing-ul, consola, jocurile. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!